Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru, Cel ce ne-a creat după chipul Său. Lui suntem datori și pentru familie. El este Cel ce a creat familia. Binecuvântată să fie familia care se constituie astăzi. Binecuvântate să fie familiile de origine, părinții lor. Și fie binecuvântate toate familiile de aici, din sală. Dragii mei, am citit despre evenimente de la începutul umanității, de la originea familiei, și aș intitula cuvintele de aici Raiul și familia. De altfel, observați titlurile care apar în această traducere. Înaintea versetului 4 este un titlu, Facerea omului, următorul titlu este Raiul și următorul titlu, Facerea femeii. Deci Raiul este așezat între facerea bărbatului și facerea femeii. Dacă aș întreba ce a creat Dumnezeu mai întâi, Raiul sau familia? Sunt făcute împletite. Pentru că orice om își dorește prin căsătorie să aibă o viață de fericire, de împlinire, de plăcere. Grădina Edenului, unde Dumnezeu a așezat prima pereche, Eden se traduce plăcere. Vă provoc astăzi pe cei care sunteți căsătoriți și cei doi se înscriu și ei în această listă de candidați la binecuvântare, la fericire, să ne cercetăm, să vedem dacă familia noastră este împletită cu Raiul lui Dumnezeu sau are șanse familia noastră să ajungă în Raiul lui Dumnezeu. În textul biblic de la versetul 4 la 24 apare de numai puțin de 12 ori expresia Domnul Dumnezeu. Era foarte prezent acolo. Citind, ne izbim de această expresie. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit, Domnul Dumnezeu a făcut, Domnul Dumnezeu a zis, Domnul Dumnezeu a făcut, Domnul Dumnezeu a trimis, Domnul Dumnezeu a făcut. Iată de ce și noi de dimineață ne-am rugat, căci familia fără Dumnezeu n-are nicio șansă. Cu Dumnezeu are șansa Raiului. Așa cum vă spuneam, n-au fost create separat. Familia a fost creată în contextul Raiului și Raiul în contextul familiei. Să privim la evenimentele prezentate în cronologia lor, care într-un fel sunt valabile și pentru cronologia vieții noastre. Este scris aici de la versetul 7, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Observați, noi oamenii avem o parte de puțină valoare, suntem făcuți din pământ, nici măcar din ceva mai rezistent. Care dintre noi se poate lăuda că e făcut din argint sau din aur? Din pământ. Minerale sau alte metale se găsesc în constituția noastră fizică în cantități foarte infime. Noi suntem din pământ. Numai că peste acel pământ și peste carnea și sângele ființei noastre a suflat Dumnezeu duc de viață. Și dintr-o dată am prins valoare. Să admitem că cineva are un ulcior de pământ. Să fie el cât ar fi de aranjat. Să aibă orice inscripție ar avea, e un ulcior de pământ, nu? Dar dacă este umplut cu o comoară, e plin de aur, are valoare ulciorul? Bineînțeles. Valoarea noastră este dată de Creatorul nostru. Pe de o parte este un motiv să ne smerim, pe de altă parte este un motiv să ne bucurăm, nu să ne mândrim. Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a creat după chipul Său, slăvit să-i fie numele. Apoi, versetul 8, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Așadar, după ce ne-a făcut Dumnezeu un prim bine și ne-a creat, ne-a dat viață, ne-a făcut un al doilea bine, ne-a creat condiții pentru viață. Știți că sunt și alte planete în cosmos și oamenii mai trimit câte un satelit pe acolo.
Oamenii spun că au ajuns pe lună, cercetăm și noi aici cei pe la vecini, că prea departe n-am ajuns, nu? Dar pe acolo nu sunt condiții de viață. Aici, unde Dumnezeu ne-a așezat, ne-a creat și condiții. Oare suntem noi conștienți că această planetă este unică în univers și Dumnezeu a amenajat-o pentru noi? Pomii care cresc aici, florile din jur, să știți că lui Dumnezeu îi place și utilul și frumosul. Scrie aici în versetul 9, Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuți la vedere, frumosul, și apoi bun la mâncare. Toate cele care sunt în jurul nostru, flora din jur, de ce nu și fauna, că a adus Dumnezeu animale la om, toate acestea sunt create pentru noi, pentru gospodăria noastră. Așadar, să rețineți, chiar și cei ce sunteți la oraș, că și noi avem nevoie de alimente de la țară, nu? La bloc cultivăm și noi flori, dar cu flori nu se poate trăi, numai sunt buni de pus pe masă, dar mai trebuie altceva lângă flori pe masă ca să fie bine, nu? Marele gospodar e Dumnezeu. Și toate le-a pregătit pentru noi. Ne-a iubit Dumnezeu? Slăvit să-i fie numele. Aici este scris în versete intermediare celor citite că acolo în grădină era și aur. Pentru că toate bogățiile solului și subsolului îi aparțin lui Dumnezeu. Pe acest pământ n-am adus noi nicio bucată de pământ, nicio palmă de pământ. Pe acest pământ n-am presărat noi nicio floare. Chiar dacă oamenii se pricep să facă flori artificiale, și astea sunt tot din materie primă de la Dumnezeu, din ceea ce El a lăsat pe acest pământ. Chiar dacă noi am avansat, avem tehnologie, aparatură, unde, radio și toate celelalte, astea sunt lăsate de Dumnezeu prin creație. Nu noi le-am desenat și ele au apărut. Dumnezeu a poruncit să fie și au luat ființă. Așa a apărut întreg cerul, dar noi ne referim în primul rând la grădina asta care ne-a amenajat-o Dumnezeu nouă. Și zice un vers, când privești spre eleganța palmierului cochet, te uimești, văzând distanța, deși e la fel substanța, într-un mărunțel boschet. Cedru cu ramificații pare un viteaz și este, iar stejarii sunt frații, ce minuni și ce creații! Pulberea mirositoarele din pădurile de tei te înalță în sărbătoare, iar salcâmii în splendoare tot parfum rodesc și ei. Iar ateu cu securea și cu fierăstrău mare vrea să spună că pădurea a crescut așa, aiurea, dintr-o oarbă întâmplare. Noi slăvim pe întâmplătorul, care poate, care știe că El a creat laboratorul cu atâta măestrie. Un copac e o minune, e o artă, un palat. Frumusețea lui ne spune că există o înțelepciune care toate le-a creat. Binecuvântat să fie Domnul! Dumneavoastră obișnuiți să mulțumesc lui Dumnezeu când vedeți o floare? Apoi Dumnezeu le-a sădit. Dacă vrea cineva să-L vadă pe Dumnezeu, într-o discuție un ateu cu un creștin, zicea ateul, arată-mi-L pe Dumnezeu, unde-L văd? Și creștinul a zis, mai întâi arată-mi tu unde nu se vede mâna lui Dumnezeu și apoi o spune unde se vede. Pentru că dacă atâta ar fi suficient pentru om să se uite în oglindă la chipul lui, să zică, cine m-a desenat pe mine? Eu pe cine seamăn? Să se uite în jur, urmează deloc primăvara. Ce va vedea la toate acestea? Roman, capitolul 1. Însușirile nevăzute a lui Dumnezeu se văd lămurit. Dar scrie acolo, când te uiți cu băgare de seamă, să vezi. Ce face ca florile astea și albinele care fac polinizarea, toate astea să fie în folosul nostru? Cine le-a creat? Tatăl nostru ceresc. Binecuvântat să-i fie numele. Povestea un frate că obișnuia să vină copilul vecinului la copiii lui, că erau mai mulți la pocăiți, să se joace. Și a văzut că
De fiecare dată se roagă la masă. Și-a întrebat, dar ce faceți? Îi spunem Tatăl nostru. Dar pentru ce când mâncați? Zice, în Tatăl nostru e un rând acolo unde scrie pâinea noastră și ai toate zile, dă-ne o nouă astăzi, că Dumnezeu a făcut să rodească câmpul și uite, avem pâine, avem ce să mâncăm. Și băiatul ăsta, cum sunt copiii foarte deschiși, și spune la tată său, și copiii vecinului de fiecare dată la masă, ei nu gustă din pâine până nu se roagă la Dumnezeu și îi mulțumesc că le-o dă. Ei zice că au pâine de la Dumnezeu. Ah, de la Dumnezeu. Tu n-ai văzut, băi, băiete, că e de la magazin? Și băiatul se duce înapoi cu aceeași sinceritate și spune, la noi pâinea nu e de la Dumnezeu, e de la magazin. Spuneți-mi, vă rog, în condiția asta, cine era mai prostuț, tata sau băiatul? Să ne dea Dumnezeu pricepere și să-L recunoaștem că Dumnezeu ne-a creat și ne-a creat și grădină și îi mulțumim. Dar, dragii mei, măcar că Dumnezeu le-a creat pe toate și noi nu putem crea, scrie aici în versetul 15 că Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Știți că Dumnezeu le-a creat pe toate în așa fel încât să fie nevoie și de aportul nostru ca să ne putem apoi bucura de ele? După părerea mea, orice tânăr sau tânără care vrea să se căsătorească, ar trebui să-i se dea o probă de lucru. Că nici Dumnezeu nu l-a însurat pe Adam până nu l-a văzut mai întâi cum muncește. Nici până nu l-a căsătorit, până nu l-a văzut cum gândește. I-a dus animale că să-i pună nume, nu? Un test de efort și un test de inteligență. Că în familie trebuie să fii tare harnic și tare cu minte. Că de leneș și de proști nu-i nevoie la nicio casă. Spus așa pe românește. Fetelor care vreți să vă măritați, e valabil și pentru voi. Test de hărnicie și test de inteligență. Să se vadă cum muncim și cum gândim. Eu am o vorbă. Să nu mă audă femeile, numai bărbați acum. Nu există femei rele, numai bărbați nepricepuți. Și spun, vă spun și dumneavoastră ceva, să nu mă audă bărbați. Nu există bărbați răi, numai femei nepricepute. Este în Biblie o familie prezentată în care bărbatul era nebun, dar din fericire era nevasta înțeleaptă, 1 Samuel 25. Nabal și Abigail. Nu te puteai înțelege că lor când, numai câteodată. Da, a salvat femeia aceea familia? A salvat-o. Și când nu se mai putea, a intervenit Dumnezeu. Da, să ne dea bunul Dumnezeu hărnicie și pricepere. Vorba lui Iacov, pe vremea aceea era altfel. Frate Ovidiu, Iacov a muncit 7 ani pe degeaba la socru și era un patron greu de mulțumit, cum scrie în 2 Petru 2, în 1 Petru 2. Și l-a înșelat apoi cu fata și a mai muncit încă 7 ani. Dar Iacov știa ceva și spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolul 30, sunt cuvintele lui Iacov, versetul 30, când am să muncești și pentru casa mea? Deci nu-i corect să te gândești la casă fără să te gândești la muncă, nu? Cât despre înțelepciunea lui Iacov, felul în care a știut să abordeze lucrurile, rezultă din momentul în care a știut să-și convingă soțiile să se întoarcă în Canaan. Dar nu insist că dumneavoastră sunteți oameni cuminți și oameni harnici. Alta e problema mai serioasă. Că azi nu-i zi de lucru, azi e zi de biserică, nu? Genesa, capitolul 2, versetul 16. Aici a fost prima predică, prima poruncă. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină.
Vă rog să observați ordinea operațiilor, dacă e să mai fac o observație. Nu i-a spus Dumnezeu la Adam poftă bună până când i-a spus mai întâi spor la treabă? Că scrie și în Noul Testament, în Tesaloniceni, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Dar după ce l-a pus să lucreze în grădină, i-a spus acum, chiar că poate ți este foame și meriți și se cuvine să mănânci. Și apoi a început slujba de la adunare și Dumnezeu a început să-i predice. A fost o singură poruncă. Vezi grădina asta cât e de mare? Poți să te duci pe cer când îți place, să faci o combinație de fructe cum îți place. Este acolo un pom interzis. Să nu guști din el, pericolul este foarte mare, când guști, păi să mori. Era clară porunca? Foarte clar. Rezultă asta și din cuvintele Evei. Când a abordat-o diavolul, citesc capitolul 3, versetul 1, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Chiar vă amintiți bine de predica asta de la adunare? Femeia răspund șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Adică Dumnezeu a creat grădina pentru noi, așa cum am vorbit și noi astăzi. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, dragii mei, ce greutate are pentru dumneavoastră vorba asta? Dumnezeu a zis. Când a vorbit Dumnezeu pe Sinai, scrie în cartea de Deuteronom, poporul a zis să nu mai vorbească Dumnezeu. E volumul prea tare. Se zguduia muntele, o trâmbiță răsuna, erau flăcări, fum. Știți ce a zis poporul? Lui Moise, să-ți spună ție și tu să ne spui nouă și făgăduim că ascultăm. Oare dacă ar tuna Dumnezeu astăzi la noi, vă spun eu, fără vreo comandă n-ar mai sta nimeni liniștit pe scaun. Dar Dumnezeu ne vorbește liniștit, eu chiar nici nu pot să strâng, mă ajută amplificarea. Dar dumneavoastră, țineți cont când eu citesc din Biblie, Dumnezeu a zis? La dumneavoastră în familie sau pentru cei încă necăsătoriți, are greutate vorba asta? Eva a știut textul biblic cu comentariu cu tot. A zis, dar despre rodul pomului în mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, și acum apare comentariu, și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Dragii mei, înainte de a se căsători cineva și cei căsătoriți cu atât mai mult, ar trebui să avem educație profesională, intelectuală, dar și educație spirituală. Ce trist este în lumea asta să avem oameni deștepți, enciclopedii pe picioare. Așa ca Adam, să dea nume la toate animalele, dar din Biblie să nu știe nici un versețel. Ce trist în lumea asta, ce lipsă majoră să avem de-a face cu oameni care știu să muncească, profesioniști, fie ei în mecanică sau în informatică. Dar dacă nu știu ce scrie în Biblie, e mare afacere. Poate știți povestea aceea că se plimba un savan pe un lac, un barcajiu din partea locului și obișnuit cu discuții, domenii de știință. Îi zice barcajiului, auzi, tu ai auzit de Isaac Newton, marele fizician, și omul zice, pare mi se că am auzit toate copiii de la școală, dar abar n-am cine a fost. Vede că n-are cine discute, dar auzi, dar de țepelin ăla care a făcut balonul ăla, de a zburat peste Atlantic, la care barcajul zice, nu, de asta n-am auzit deloc. Apoi zice, cu tine nu prea pot schimba ceva vorbe în domeniul științei, eu așa sunt obișnuit. Bietul om zice, eu asta am învățat, asta mi-e meseria și să-ți dau din vâsle să-mi iau taxa și mă duc acasă să-mi întrețin familia. Da, plimbându-se ceva defecțiune la barcă, a început să ia apă și întreabă omul, dumneata știi să noți? Nu, acum cine te scapă, la primul sau al doilea, că am uitat cum îi cheamă. Cam asta e marea problema noastră. Suntem harnici și deștepți, dar spiritual
facem previziuni ce a fi cu lumea asta, pe care planetă să ne mutăm, ce să facem, poate se va reuși ceva cu clonarea, poate că medicina va avansa și vom trăi mai mult. Bieții oameni, exact cum scrie în Proverbe, nebunul caută înțelepciune la capătul pământului. Dar pentru cel înțelept, înțelepciunea e ușor lucru. Dragii mei, salvarea e aici lângă noi. În cartea asta binecuvântată e secretul vieții, tainele veșniciei. Vă doresc să munciți, să vă dea Dumnezeu sănătate, că El o dă, că El ne-a creat. Vă doresc să aveți grădină mare și casă mare, palat să fie. Dar vă doresc să-L cunoașteți pe Dumnezeu ca să nu vă pască moartea, să vă întâlniți nu cu pomul cunoștinței, doar să vă întâlniți cu pomul vieții. Asta e culmea, atunci și acum. Oricum de n-au gustat Adam și Eva din pomul vieții? Asta nu era interzis. Dar din pomul cunoștinței, bine și rău, le-au gustat. Dragii mei, avem voie să muncim, să ne dezvoltăm în viața aceasta. Dar ce e mai important, mai întâi de toate, să ținem cont de voia lui Dumnezeu. Să știm că avem un dușman, Adam a fost pus să păzească grădina, diavolul ne vrea moartea, Dumnezeu ne vrea viața. Asta este marea valoare a lucrurilor sfinte. De aceea începem viața de familie la adunare. De aceea nu mergem direct la masă, că și masa Dumnezeu ne-a pregătit-o, dar mai întâi Dumnezeu vrea să ne învețe tainele sfinte ale adevărurilor sale eterne. Am ținut să am aseară o vorbă la telefon cu cei doi și le-am spus ceva ce vă spun și dumneavoastră, că e la fel de valabil pentru toți. Fericirea vieții de familie este dată de părtășia spirituală de acasă. Ce primiți la adunare e supliment. Hrana spirituală este acasă. Atunci când citim în Biblie împreună, când ne rugăm, când cântăm, Dumnezeu să vă dea priceperea aceasta. Să-L auziți pe Dumnezeu când vă vorbește ca familie. Aici ne vorbește ca și adunare. Dar în familie Dumnezeu vorbește. Dumnezeu să vă ajute să-L ascultați, să-L înțelegeți. Ne povesteau frații din Ucraina că la ei era o familie intelectuali, profesori, atei, așa au fost crescuți. În Uniunea Sovietică au fost orașe, nu numai comune, n-a mai fost nici o biserică, nici ortodoxă, nici de niciun fel. Au distrus toți, în parte. La ei, știți, comunismul a fost mai sever și a durat mai mult. Dar după ce a venit libertatea, perestroica în vremea lui Gorbaciov, au început să meargă la biserică. Atei! La un moment dat, femeia a fost cercetată și i-a plăcut. A început să citească în Biblie, plăcea ceea ce Dumnezeu vorbește. Și într-o zi spune soțului, să știi că eu mai mă duc la pocăiți, că îmi place. La care zice, păi du-te, că am văzut că învață lucruri bune. La un moment dat îi spune, să știi că eu vreau să mă botez. La care spune, asta să nu o faci. Da, de ce? Așa mi este de drag Dumnezeu și vreau să-L ascult, ascult încât vreau să încheie legământ cu El. Totuși El și-a exprimat rezerve. În ziua botezului ea s-a temut de vreo reacție negativă a lui, dar spre surprinderea ei, el un om cult, înțelept, a așteptat-o cu un buchet de flori. Ea s-a bucurat și el i-a zis, dacă tu așa crezi, de altfel te apreciez, că am văzut că ești nevastă mai bună de când umbli la pocăiți. Și de nevastă bună am nevoie, dar să știi că eu nu cred. Foarte sincer om. Ea mergea la adunare, el mai mergea din când în când, s-a lăsat de fumat, și-a dat seama că nu-i sănătos. Nu că credea ceva, sau că credea că încalcă vreo poruncă divină. Și într-o zi când stătea singur acasă, soția lui la adunare, stătea pe fotoliu, pe divan, cum zic ucrainene, românii ucrainene, și aude o voce în urechile lui. Auzi, nu este Dumnezeu, nu este diavol, nu-i rai, nu-i iad, tu te-și fumează. La care el zice, dar nu m-am țigări, am auzit să mă duc la magazin acum. În cealaltă cameră, acolo un dulap, sus în niște haine, ți-au rămas acolo un pachet de țigări și bricheta lângă el. El nu-și mă amintea. Se duce repede, caută, acolo erau. Vine, le pune pe masă, vine soția lui de la adunare și când a văzut pachetul de țigări și bricheta, put așa o mâhnire pe momentul, iară s-apucă soțul de fumat, iară să fie numai fum.
la care zice, stai dragă, să-ți povestesc ceva. De astăzi m-am convins, cred. Dar cum, ce s-a întâmplat? Că n-ai fost cu mine la adunare ca să auzi o predică. Știi, eu am zis că nu-i Dumnezeu, nu-i diavol. Azi m-am lămurit. Diavol este. De unde știi? Mi-au spus să fumez și mi-au spus unde sunt țigările. Numai el putea să-mi spună. Nu a fost nimeni la noi acasă. Nu Dumnezeu m-a trimis să găsesc țigările. Măi, dacă este diavolul, înseamnă că este și Dumnezeu. Dacă ăștia doi sunt, înseamnă că este și rai, este și iad. Vin cu tine la adunare. S-a dus și-mi povesteau frații că s-a botezat și el. A devenit predicator între timp, o familie care slujea lui Dumnezeu. O familie care era pregătită pentru pământ, prin profesia lor, dar o familie care și-a cultivat și viața în cele sfinte. Dumnezeu să vă binecuvinteze în plan spiritual și material. Amin? Ce a urmat acolo? Că este un verset înainte celor citite, Genesa capitolul 2, versetul 4, care zice: iată istoria celor și a pământului când au fost făcute. Eu ce vă predic acum e ceva din primul capitol a istoriei umane. Când a văzut Dumnezeu că Adam poate să muncească, i-a ținut lecția de educație spirituală, a venit cu o propunere. Nu este bine ca omul să fie singur, să ne facă un ajutor potrivit pentru el. Și uite așa Dumnezeu a creat și pe doamna Eva, prima soție, prima mămică. Surorilor, noi bărbații am fost creați din pământ, dumneavoastră din pământ prelucrat. Noi din pământ mort, dumneavoastră din pământ viu. Dar este interesant felul în care a creat Dumnezeu pe Eva și s-a constituit prima familie. Interesant, chiar mă întreba fratele Zaharia, de ce a adormit Dumnezeu pe Adam când a luat o coastă din el? Înțelept e Dumnezeu. Cum adică a luat o coastă din om și din coasta aceea a făcut o femeie? Unora nici nu le vine a crede. Cum se poate așa ceva? Dragii noștri, Dumnezeu le-a creat pe toate văzute și nevăzute. Și lângă niște ceruri așa mari și lângă o grădină așa frumoasă și un om creat după chipul său, fă mare minune cum ai creat și o femeie. E ca și pentru o bucătărie să încă o bucată de prăjitură în plus. Toate s-au pliat ca de minune. Dar ce interesant că Dumnezeu, hai să vă citesc versetele, să-L urmărim pe Dumnezeu în laboratorul creației. Unde o fi creat-o pe Eva? Acolo lângă Adam în timp ce el dormea. O dus-o chiar la alt laborator, că scrie apoi că a dus-o. Citim versetul 21. A luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Băieților, ați vrea să vă creeze și vouă Dumnezeu una din asta așa? Fetelor, știți că și voi sunteți create anume pentru cineva. Ce-a fost întâi, creația sau planul pentru cine e fata? Observați ordinea operațiilor, nu? Ce-a fost proiectul, uite, fata asta e pentru X. Băiatul ăsta are nevoie. Dumnezeu așa a creat parte bărbătească, parte femeiască, născut Adam, fii și fiici. Dumnezeu lucrează. Și interesant cum lucrează, slăvit să-i fie numele. Am înțeles că voi sunteți din aceeași adunare aici, da? Vezi? Dumnezeu lucrează și de aproape și de departe. Uneori face din aceeași adunare și ei nu știu. Dumnezeu știa că ăsta o să fie într-o zi aici așa și ei stau pe aici așa, împrăștia, spune care cu care. Cine știe? Alte ori Dumnezeu fabrică pe unul într-un județ și pe altul 5 județe mai încolo. Dar cu stas, cu ștanță anume, unul pentru celălalt. Așa lucrează Dumnezeul nostru, Creatorul. Se spune că discuta un rabin evreu cu o împărăteasă păgână. Și asta îi zice, dacă voi vă lăudați cu Biblia voastră că Dumnezeu le-a creat pe toate la început și apoi s-a odihnit, ce mai face de atunci? Nu s-a plictisit? Și rabinul, cu înțelepciunea specifică evrească, îi spune, Doamne, Dumnezeu are activități, dar ce face? Printre altele, organizează căsătorii, împerechează oameni. Dar ce crezi că eu nu mă pricep? Încercați. Și
au luat vreo 50 de sclavi, 50 de sclavi, au spus, voi doi, gata. Ați văzut? Și eu fac ca Dumnezeu. Regii și-au pretins să fie zeificați. Rabinul o lasă în pace, după vreo an, doi, nu știu cât, spune, maestate, n-ai vrea să vezi ce ai făcut? Să-i țin urmă așa, să vezi la șirul, dacă-s drept, cum le-ai semănat. Și ia la rând, ce întreabă-i dacă se simt bine, dacă-s bucuros, și n-au găsit nicio pereche fericiți. Și au zis, apoi să o facă Dumnezeu mai departe atunci, că văd că se pricepe mai bine. Zicem și noi amin, da? Zic și tinerii sau se descurcă singur? Dacă vreți să descurca singur, Dumnezeu vă lasă, nu? Dar eu zic că decât să faci tu lucrul manual, mai bine să facă Dumnezeu lucrul de artă, nu? Poate Dumnezeu asta? Poate, slăvit să-i fie numele. Ne rugăm pentru asta? Știți când s-a căsătorit Isaac, să vă dau un exemplu din Biblie? A plecat cineva să-l ajute să căsătorească. Și-a pus un semn, Doamne, fata aceea să vină la fântână. Așa s-a întâmplat? Așa s-a întâmplat. Am văzut lucruri interesante. Cineva să avea o vorbă. Când a văzut cum s-au întâlnit unii și vroia să fie în altă parte și când acolo s-a întâlnit și a zis, încurcături omenești, aranjamente dumnezeiești. Că numai nouă ni se pare că nu trebuia să fie așa. Și când acolo Dumnezeu le programase să fie așa. Da? Binecuvântat să fie Dumnezeu care organizează căsătorii. Cereți-i să se implice. Fetelor, nu vă puneți conturi pe Facebook, nu vă puneți de vânzare acolo în piață, ca și cum nimeni nu vă cumpără. Am reținut cuvintele unei surori care până la 29 de ani nu s-a căsătorit. Fată pocăită, mergea la adunare, adunarea în curtea casei ei, la servici și acasă. Și acasă însemna și la adunare. Și alții le-au zis, tu n-ai cum să te măriți, trebuie să te expui. Fie în piață, fie în spațiu virtual. Cine te va găsi pe tine? Nu te găsește nimeni, bătrânește în vatră. Și fata a zis, dacă Dumnezeu vrea să mă căsătoresc, mi-l trimite și pe horn, pe coșul de la casă, îl trimite și ajunge la mine. Și au trecut anii 29 la număr și apare un băiat bun, pocăit, frumos, ea când îl vede și el și-a declarat intenția, ea zice, dar știi, eu am 29 de ani, după cum te văd, tu arăți mai tânăr. La care el zice, tot 29 am și eu, fii liniștit. Acum sunt căsătoriți de câțiva ani și mi-au spus, frate, ce bine ne-a ales Dumnezeu. Unul pentru celălalt, os din oase și carne din carne. Pentru că există aici un secret în proiectul lui Dumnezeu. Scrie Genesa capitolul 2, versetul 18, am să-i fac un ajutor potrivit. Frate Ovidiu, crezi că sora Marinela este ajutorul potrivit? Știți ce înseamnă potrivit? Adică ceea ce îți lipsește în completare. Să faci ceea ce tu singur nu te descurci să faci. Nu știu dacă ești tare bun bucătar, dar s-ar putea ea să fie mai bună bucătăresă. Apoi spun eu lucrul la care bărbatul nu se pricepe. Nu numai că noi nu ne pricepem să alătăm copii, că n-avem cum. Dar noi nu o să țină bărbatul un copil în brațe și să-l mângâie ca mama, nici dacă merge cu mâinile la polizat. Că femeia are ce n-are bărbatul. Și nici femeia nu o să aibă autoritatea de a spune o vorbă în familie cum are tata, nici dacă o învățăm să cânte la bas. Nu, pentru că ce i-o dat Dumnezeu la bărbat, n-are femeia, și ce i-o dat la femeie, n-are bărbatul, sau nu e așa? Ne completăm ajutor potrivit, să se potrivească, să poată unul ce nu poate celălalt. În imaginația mea, așa înțeleg eu, scrie aici că Adam a dat nume la toate animalele. Părerea mea că pe Eva a făcut-o Dumnezeu și de aia denumirea la flori. Poate gândesc așa numai că îi prea plac la nevastă mea florile, mai glumesc cu ea și îi spun, dragă, cred că numai araia o să te saturi de flori. Pentru că femeia are un gust al frumosului mai dezvoltat decât bărbatul, nu? Citeam undeva că un băiat bun, harnic, și-a pregătit o casă, tot, a cumpărat un apartament, cerea și vine mama sa și zice, mamă, uite, nu mai lipsește nimic, numai fata îmi lipsește.
Și mama s-a zis, auzi, rămân eu până mâine aici, până se deschid magazinile, și nu mă vede că vine mama sa cu o perdea mai frumoasă, cu o floare. Și spune, chiar că e mai frumos, mamă, dar nici nu m-am gândit la asta. Păi n-are cum să gândească bărbatul, ci trebuie să gândească femeia. Stimați bărbați, să mulțumim Domnului pentru nevestele noastre. Trist este că uneori nu știm să le apreciem în mod suficient. Da? Am fost zilele trecute la mormântarea fratelui Valer, ce am înțeles că a trecut pe la dumneavoastră, la privec, de fapt. Apoi a murit o soră de la noi din adunare, 53 de ani. Și evident că sunt lacrimi, e durere. Ieri m-am întâlnit cu acei orfani a fratelui Valer și de acolo m-am grăbit și m-am dus la o logodnă. Am dat cuvânt părinților să vorbească, rudenilor să aibă un cuvânt de urare, mirilor, logodnicilor să mulțumească părinților, a fost așa o atmosferă plăcută. Și am zis că atunci când mă duc în familie și văd oameni care se ceartă, îmi vine să le spun, vă las să vă mai certați după ce vedeți două înregistrări video. Una de la nuntă, unde toți zâmbesc și urează ceea ce e mai bine, și alta de la o înmormântare din asta prematură, când fie soțul, fie soția plânge după cel care a plecat. Și dacă între astea două imagini tot mai credeți că există loc pentru ceartă, atunci pentru mine mă lăsați fără cuvinte. Pentru că în viață Dumnezeu așa a creat bărbatul și respectiv femeia ca să se împlinească unul pe celălalt. Se spune că un om a dat un concurs la două sluși care se tot certau. Și a zis, uite, fac un cadou, fiecare se suie pe câte un cal și aleargă spre un pom acolo care a fost fixat drept țintă. Calul căruia ajunge ultimul ia premiu. Vă dați seama, trăjau de timp, fiecare spunea către celălalt, du-te tu, mă! Cum, se întâmplă în familii care nu înțeleg, spune, fă tu! Și a trecut un om pe acolo și a zis, băi, ce cu voi, nici nu mergeți, nici nu veniți. Păi uite, așa sunt regulile jocului, așa e concursul, calul căruia ajunge ultimul ia premiu, să se ducă el. Eu vreau premiu, și eu vreau. Și omul ăsta le-a zis, măi, pierdeți vremea, de ce să facem? Schimbați caii. Ah, la asta nu ne-am gândit. Cum o schimba caii, fiecare trăjatare să rămână calului la urmă, nu să ia premiu. Așa e în viața de familie, când te căsătorești, trebuie să ai mentalitatea asta, să știi că Dumnezeu te-a creat ca să slujești celuilalt și atunci tu iei premiu. Frate Ovidiu, vrei premiu? Acum toate nevoile ei, dorințile ei scrie în Genesa 3 că trebuie să le împlinești tu. Și acum înveți tu cum gândește o femeie. Că are femeia ce n-are bărbatul, dar și are alte dorințe specifice. Un sociolog femeie, după ce a studiat 35 de ani mentalitatea și comportamentul bărbaților, a spus, bărbații nu pot fi înțeleși. Bărbații sunt altceva. Bineînțeles că atunci când a creat Dumnezeu pe Eva, nu l-a clonat pe Adam, a făcut altceva. Și bărbații pot să spună, femeile nu pot fi înțelese, dar pot fi iubite. Și destul atât. Adică Dumnezeu a creat altceva ca fiind femeia, ca să ne completeze. De aceea e important ca să împerecheze Dumnezeu, să se potrivească, că degeaba e piesă nouă, dai de renou. Și mi-e întreb Mercedes, nu? Caută pe altul care are tipul ăla de mașină. La ce mă ajută pe mine asta? Păi nu, e tot asta. Da, dar nu-i tipul meu. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să cârmuiască lucrurile, să-L întrebăm și Dumnezeu să vă călăuzească. Amin? Și iată-L pe Adam și pe Eva căsătoriți. Și acum toate lucrurile ar fi trebuit să fie bune, nu? Așa și la dumneavoastră acasă? Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți la vedere. Și că, dați-mi voie să-mi imaginez, nu sunt eu așa bun artist, dar am voie să gândesc, nu? Pe Adam și pe Eva mergând printre pomii din grădină. Uite, ăsta ce frumos, ăsta e mai înalt, o coroană mai frumoasă. Uite, fructele astea sunt mai rotunde, astea așa mai lungi. Plăcuți la vedere, bun de mâncat, cred că au gustat și din unul și din altul. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne-a creat să ne bucurăm, să avem satisfacție, să fim împliniți. Amin? Amin. Sunteți sau nu sunteți? Vă spun eu îndată de ce, Biblia vă spune, de ce sunteți sau nu sunteți, dar mai întâi vreau să vă fixez ideea asta în minte. Dumnezeu a creat familia ca să fie bucurie, împlinire și fericire la noi acasă.
Evident, sunt conștient că dacă întorc pagina, femeile prin naștere au suferință, la noi s-au modificat condițiile de viață, muncim cu sudoare, da, dar bucuria e interzisă? Aș spune, cu cât sunt condițiile de viață mai grele, cu atât ar trebui să fie și împlinirea mai mare ca să le putem suporta, nu? Scrie în Biblie că o femeie când îi vin durerile nașterii se întristează, nu? E durere. Da, da, apoi de bucuria unui copil, măi, tot îl sărută și îl îmbrățișează cu specificul acela feminin de care vorbeam. Trebuie, băi, femeie, de ce ți-e așa dracu? Ai suferit pentru el. Cine știe cât mai trebuie să suferi? Și eu o lămuresc și el mai sărut odată. Nu? Așa e în viața de familie. Scrie despre Iacov că a muncit 7 ani. Și cum i s-au părut cei 7 ani? Ca vreo câteva zile. Să-l întrebe fratele Ovidiu după 7 ani. Auzi, e greu să muncești pentru casa ta, să-ți faci casă. Spune, da, de unde distracție? Și să-l întrebe ea, dar uite, copiii tot, efort noaptea, nu te odihnești toată noaptea, mâncare, îți place? Aș mai tot face. Adică se poate? Da, dacă ai bucurie, satisfacție, se poate. Dacă nu? Dacă nu, e ca la pușcărie. Că nu-i pușcărie mai mare decât acasă. Da. Acasă sunt cele mai mari împliniri sau cele mai triste stări. La dumneavoastră ce e? Eu nu vă întreb dacă vă doriți, că știu că vă doriți, nu? Sau se căsătorește careva, spune, așa se spune despre filozoful grec Socrate, că a vrut să-și ia o nevastă rea ca să le dovedească la toți cât de stoic este el și cât de tare suportă asta. Eu nu cred că aveți de aici vreunul din ăsta neam cu Socrate. Cred că sunteți neam cu Adam numai, pe care Dumnezeu l-a creat să aibă o grădină după plăcere și să mănânce după gust, să se simtă bine, împlinit, fericit, nu? Suntem pocăiți, dar fericirea și bucuria este pentru noi, nu? Păi mai cred unii că sunt, trebuie să fim, dacă ne căsătorim, atât de călugări, încât așa totul trebuie făcut cu ochii închiși, ca și cum n-am gustat viața. Spune Biblia, gustă viața cu soția ta. Îi spuneam cuiva, spun așa mai simbolic, ca să înțeleagă tot sau și să nu înțeleagă ce nu trebuie să înțeleagă. Am spus, măi, tu când mănânci, nu aranjezi frumos, să pui acolo un șervețel, să pui întâi ciorba, apoi felul 2, tu bagi felul 2 peste ciorba, nu știu dacă peste farfurie, prăjiturile în aceeași farfurie, așa faci? Păi, în stomac merg toate la o altă, de ce nu le bagi de la masă așa să faci un ghiveci mare? Păi nu, mai vezi? Vezi că Dumnezeu ne-a creat să avem de-a face și cu plăcutul și cu bunul la gust, nu? Așa e, trebuie să fie în familie. Să te poți bucura de soțul tău, cum am predicat când a fost în decembrie, să te bucuri. Care vrea să nu se bucure, ăla trebuia să se călugărească. Pentru că dacă în familie nu vrei să te bucuri, înseamnă că vrei să furi bucuria și de la celălalt. Și să nu-l lași nici pe el să se bucure, nu? Așa că, dacă mai e vreunul aici mai pesimist, Domnul să-l învioreze sau prostoție, așa, care crede că n-are nici voie să zâmbească. Mi s-a părut și mirii de azi puțin mai sobrii, să nu fie predicatorul mai zâmbăresc decât mirii. Trebuie să fie și mirii plini de entuziasm și de bucurie. Hai să vă citesc un verset ca să mă credeți că vă spun din Biblie și vă spun cartea Cântarea Cântărilor. Spune Scriptura aici în capitolul 3, versetul 11. Ieșiți, fetele Sionului, și priviți-l pe împăratul Solomon. Cu cununa cu care l-a încununat mamă sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui. Dumnezeu să vă umplă inima de bucurie. Nu mai dați-mi voie să vă spun că ceea ce scrie Biblia nu înseamnă numai, cum ziceau bătrânii, bucurie o zi și o noapte și năcați până la moarte. Asta, cum zicea cineva, mai bine nu te-am fi cunoscut, sau am auzit pe altul spunând, a, păi cât a fost, n-am mai fi, și-a trece și asta. Nu, Dumnezeu a creat familia în Eden, să aibă totul după plăcere și după gust. Și ce n-are unul, să aibă celălalt să se împletească. Dar care-i condiția, spun asta în încheiere? Care-i condiția? Câtă vreme a fost Adam și Eva fericiți? A, nu știu ca timp, dar știu ca evenimente ce s-a întâmplat. A venit diavolul și țin să vă anunț că încă nu a murit.
nici nu-i arestat, și s-a dus la doamna. Auzi, voi de-a mea ce mâncați? Păi uite grădina cât e de mare. Băi, vă spun eu, uite, ori aperitiv, ori la desert, serviți un fruct din pomul ăsta. E grozav. Nu știu câte vreme au făcut reclama la pomul ăsta, diavolul. E grozav. Veți fi ca Dumnezeu, vi se va deschide mintea, veți cunoaște bine și rău. Fă prima reclamă de înșelat oamenii, așa? Ce credeți, că reclamele care apar sunt pentru binele nostru sau pentru marfa lor? Nu o să gândesc ei la noi. Și-a înșelat-o. Nici el nu a fost mai treia, săracu. La aceeași masă au mâncat amândoi. Bine a fost după ce au mâncat. Numai dintr-o dată s-a uitat unul la altul, uitat Adam la Eva. Păi, dar zici că ai bătrânit dintr-o dată. Și a zis, băi, dar te-am văzut ca un prins, dar acum chiar că arăți urât. Cunosc eu o familie și fui mai multe din astea. Când se certau, zicea el către el, ia către el, zici că ești urât. Și el a zis, cum mă, urât azi și mâine iarăși frumos? O zis, nu știu, dar când ne certăm, mi se pare urât. Da, pentru că așa pieri în familie frumosul și fericirea și bucuria când, de fapt când, când n-au mai împlinit porunca. De atât atârna fericirea lor, să nu mănânci de acolo. Dragii mei, e simplu. Câte vreme ascultați de Dumnezeu, fericirea rămâne la dumneavoastră acasă. Când nu mă ascultați, i-ați deschis ușa diavolului și apoi vă dă el de mâncare cu dureri de stomac și de cap, cu supărări, cu certuri, îți vine să pleci de acasă și apoi te întrebi, dar pentru asta m-am căsătorit? Hai să facem scurt o vizită la regele Solomon, Eclesiastul capitolul 2, să ne povestească el. Știu că tinerii aceștia nu au mari posesiuni materiale, nicio problemă, nici noi n-am avut. Când m-am căsătorit cu soția, am avut un dulap de împrumut, un pat de împrumut și în loc de aragaz, un reșou din ăla cu siguranță într-un beceau. Dar dați-mi voie să vă spun că am fost fericiți și atunci. Eclesiastul capitolul 2, citesc de la versetul 4, am făcut lucruri mari. I-a numărat pe deși de cât și-ar putea permite luxul lui Solomon în vremea noastră. Mi-am zidit case, nu una, case. O singură casă a lui Solomon avea 45 de camere, casa din pădurea Libanului. Vă dați seama ce era acolo? Mi-am zidit grădini. Tot ce-am putut vedea, livez de pom, mi-am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri să ud umbrava, irigații. Am cumpărat rob și roabe, servitori. Am avut copii de casă, argați, cirezi, de boi, turme. Era un meniu la masă extraordinar. Mi-am strâns argint și aur, versetul 8, bogății ca de împărați. Mi-am adus cântăreți și cântăreții, că atunci nu era nici măcar un biet magnetofon sau pick-up, cum era mai de mult, de cum computer și altele sau televizor. Cântau, era totul live, nu? Și o mulțime de femei care, cum o vedea că e frumos, o ducea acasă. Numai fericirea nu o putea ține în casă. Băi, într-o casă așa mare, cu ața argaz, cu atâtea la masă, cu atâtea doamne, nu poți fi fericirea. Dar de ce? Pentru că a venit diavolul la el și i-a zis, îți fac eu meniu. Versetul 10. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Fatala greșeală a Evei și a lui Adam a fost comisă și de Solomon. Și-o permis să calce porunca. De aceea, ultimul interviu al lui Solomon, descris în aceeași carte, sună așa. Să ascultăm arânchirea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește. Adam, Eva, ești aici, da? Bărbat, femeie, împărat să fii, n-ai fericire. În rai să fii, n-ai fericire, numai dacă păzești poruncile lui Dumnezeu. De asta atârnă lungimea zilor tale și fericirea ta. De asta.
Spune în versetul 17, mi-am urât viața căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totu-i deșertăciune și goană. Se vedeți un om pe aici pe câmp sau și pe aici pe o stradă, că fuge, pur într-o parte, pur cea. Bă, ce cu asta? Îl întreb, ce faci? Măi, după cum bate vânt, eu fug după el, vreau să prind vântul în pumn. Ce a zice? Asta chiar că e trăbădus în altă parte, nu la Simeria. Dar când Doamne leargă după fericire, încă o mașină, încă o casă, să mai facem ceva, o haină, să fie bine. Auzi, nu pe strada aceea se ajunge la fericire, pe strada adunării. Să auzi poruncile lui Dumnezeu, să-L asculți și să le împlinești. Și chiar dacă n-ai ajuns la casă, ai ajuns să fii fericit. Îmi spunea un prieten, patron, care s-a pocăit și a mers în interes de serviciu, probabil după marfă, să zic, un drum mai lung cu un alt patron nepocăit. Și zice patronul nepocăit, băi, și v-ați pocăit, așa-i? Băi, ce-am văzut și eu pe doamna ta, măi, până acum a fost cochetă, de acum numai cu fustă din aia lungă și-a mai pus un batic în cap. Și cum e, mă, viața asta? La care fratele spune, auzi, eu n-am silit-o să-și pună, n-are normă de la biserică să-și pună, așa îi place. Țin să spun că nu ne-a mai certat. La care patronul nepocăit spune, măi, că dacă stau o leacă să mă gândesc, decât cu doamna mea, cred că mai bine cu a ta. Deci a mea, dacă vede o reclamă cu o haină de la Paris, trebuie să o comandă mâna următoare. O poartă odată și spune, tu crezi că-s țărancă? Altceva. Știe că am bani și suge tot. Și zice, nu-i mulțumite nici după ce o îmbracă. Vede alta în reclamă, spune că altceva e mai bun. Că fericirea nu-i pentru cine are bunuri, ci pentru cine respectă cuvântul lui Dumnezeu. Asta spune Solomon, marele înțelept, bogatul, regele. Capitolul 2, versetul 25. Cine sau în ce familie, să actualizez, poate să mănânce și să se bucure fără el? Cine? E vreunul la Simeria? Și dacă mi-ar spune unul, domnule, noi nu-L ascultăm pe Dumnezeu, suntem fericiți. Auzi, nu știu cât mai durează. Și oricum vine moartea și tot la nefericire ajungi. Cu Dumnezeu ești fericit și dacă ai mai puțin, cu Dumnezeu ești fericit o veșnicie, căci familia a fost creată în rai și pentru rai, căci El dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Asta e păstrată pentru cine îl ascultă. Dar celui păcătos îi dă grijă să strângă, să adune, numai bucurie nu-i dă. Ce vrei să-ți dea Dumnezeu? Un pachet cu bucurie sau fără bucurie? Apoi dacă vrei un pachet cu bucurie, caută în el că este acolo o Biblie. Că bucuria vine prin ascultare de Dumnezeu. Când vedeți că nu mai sunteți fericiți, luați cartea. Undeva ați încălcat o regulă. Ascultați-L pe Dumnezeu și fericirea vine ca la apel. Recapitulăm și ne oprim aici. Cine a creat toate cele văzute și nevăzute? Dumnezeu. Dar ce l-a pus Dumnezeu pe om să facă după ce le-a creat? Să muncească, spor la treabă, spor la învățătură, de mâine la școală. Dar să vă dea Dumnezeu har și la adunare. Și apoi când vă căsătoriți, să vă ajute Dumnezeu cu ceva ce vi se potrivește. Și dacă e vreunul căsătorit care spune, frate, dar mie nu mi se potrivește, auzi, roagă-L pe Dumnezeu să mai prelucreze. Soțiilor, dacă bărbatul nu chiar vi se pare că vi se potrivește, acum nu știu, dacă nu cumva nu vă potriviți niciunul chiar bine, nu-i la stas. Se mai poate întâmpla și așa, dar Dumnezeu nostru încă lucrează. Și în fiecare zi poate să mai lucreze, pentru că nu uitați, în familie Dumnezeu ne-a creat să fim ca într-un rai, unde chiar dacă sunt suferințe de naștere și efort de muncă, să avem bucurie și împlinire și să fie viața de familie o pregătire pentru marea bucurie și fericire din cer. Dar toate acestea atârnă de ascultare. Dacă vei voi și veți asculta, știți unde scrie asta, da? Veți mânca cele mai bune roade ale țării. De nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Și apoi, ce să mai spun?
când vă este mai greu sau când vă apropiați de bătrânețe și vă spune, frate, s-au dus ani în care să găsesc plăcere în ei. Da, de unde? V-ați apropiat de ani unde numai plăcere va fi fără durere. De veșnicia lui Dumnezeu. Fie viața de familie un loc unde printre durerile vieții să găsim bucuria de a trăi cu Dumnezeu în ascultare. Și fie viața de familie un loc unde ne pregătim pentru raiul adevărat, unde vom fi totdeauna cu Domnul. Amin.